Scrisul unui om este la fel de individual ca și amprenta, așa că în baza urmelor lăsate cu pixul, tot poate fi stabilită identitatea celui care le-a lăsat, starea lui de spirit în acel moment și chiar faptul dacă a mințit sau nu în cele așternute pe foaie. Dar din cauza că tastatura ne-a înlocuit pixul, scrisul de mână degradează. Cum ne afectează asta și cât de important este periodic să scriem de sine stătător, ne spune Olga Cataraga, directorul Centrului Național de Expertize Judiciare. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Expertize sunt multe și denumirile sunt cam complicate, dar totuși aș vrea să ne explicați ce înseamnă o expertiză grafoscopică sau grafologică. Care e diferența între ele? Da, deci, într-adevăr, expertize sunt multe, dar fiecare expertiză diferă una de alta, în primul rând, după obiectul de studiu. Deci scrisul este obiect de studiu a mai multe tipuri de expertize. Cel mai des, scrisul este utilizat în expertiza grafoscopică. Ce înseamnă expertiza grafoscopică? O examinare științifică care ne ajută să identificăm scriptorul, adică persoana care a executat mișcările pentru a se așterne pe suport scrisul respectiv. Am înțeles. Pe de altă parte, scrisul, tot destul de des, este obiect al expertizei grafologice, care, din păcate, la noi în Moldova nu este recunoscută ca o expertiză cu dreptul de a fi utilizată în procesul judiciar. Deci da, nu prea au încredere în această expertiză. Da, fiindcă este considerat așa mai mult ca o știință ocultă. Însă foarte pe larg, expertiza grafologică este utilizată în Italia, în Israel. La noi în țară ea se utilizează mai mult neformal de către angajatori care, după scris, având la dispoziție anumiți psihologi care înțeleg pot să studieze și să facă o analiză a scrisului, din punct de vedere ce redă acest scris despre persoana dată, este utilizat, dar neformal. Dar în care cazuri e nevoie de o astfel de expertiză grafoscopică? Atunci când când e vorba de acte, când încearcă să falsifice sau când e nevoie de o astfel de expertiză? Știți, de foarte de multe timpuri, când scrisul era unica modalitate de a transmite informația, unica modalitate de a documenta ceva, acest tip de expertiză era foarte frecvent întâlnit. Acum, în zilele noastre, am ajuns la așa o situație, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, în anul 2014, când am fost într-o vizită de serviciu acolo, schimb de experiență în laboratoare, erau doar 4 experți judiciari în domeniul expertizii scrisului. Deoarece scrisul cât mai mult și mai mult dispare din viața socială economică noastră. Tot mai mult noi utilizăm semnăturile digitale, documentele electronice și deja și claviatura dispare încet când calculatoarele din glasul nostru formează deja text și așa mai departe. Vreau să zic că asta nu este chiar bine, fiindcă întotdeauna scrisul a avut și are o importanță foarte mare pentru dezvoltarea mentală. El este produsul minții, dar are o influență și viceversă. În Italia, de exemplu, eu cunosc persoane, chiar colaborez foarte bine, foarte fructuos cu ei, utilizează scrisul pentru tratament, pentru corecția comportamentului, pentru corecția unor chestii legate de boli neurologice, de boli psihiatrice. Și au succese destul de mari. Chiar am fost de 2 ori deja la o conferință de grafopatologie, care studiază scrisul persoanelor bolnave, diferite maladii, inclusiv aparatul locomotor, fiindcă scrisul se face cu mintea, dar se realizează cu ajutorul minții prin intermediul mâinii, care e condusă la nivel de sistem nervos, ca și orice mișcare care la noi se conduce. De ce expertiza aceasta grafologică este utilizată pentru a înțelege starea emoțională, psihică a persoanei și pentru, în cazul când se utilizează ca tratament, și pentru a corecta. Prin corecția scrisului, noi corectăm și starea noastră de sănătate. Iar expertiza grafoscopică se utilizează pentru identificarea persoanelor care au comis careva fraude, eu vă zic despre procesul judiciar, care au comis careva fraude mai mult legate de domeniul economic. Testamente,
recepise din împrumuturi, documente contabile care încă sau au fost cândva efectuate manuscris. Ne declarați mai devreme despre importanța scrisului și acum realizez și eu de ce în sistemul de învățământ se insistă pe scrisul de mână în primii ani de școală, pentru că astfel se dezvoltă, are loc o dezvoltare mult mai complexă. Da, știți, eu așa zic, grafoscopia clasică chiar avea dezvoltat la nivel științific, urmare mai multor cercetări, cum se dezvoltă scrisul și noi după scris putem să diagnosticăm vârsta persoanei. Uh-huh. Acum asta este practic imposibil, pentru că eu chiar azi am văzut un scris a unei persoane care este deja absolventă, se ocupă cum a face masteratul și când am văzut scrisul, clasa 1-a, 2-a așa scriau. Wow. Dar eu înțeleg că doamna nu a avut practică de scris, cei care am avut-o noi când eram studenți, uh-huh, și când noi conspectam absolut tot. Apropo, este un ilustru savant și expert judiciar psiholog în Iași, Tudorel Butoi, care era la o conferință și cineva l-a întrebat. Dar putem noi să ne pregătim la dumneavoastră, să devenim experți? Da, puteți. Dar se poate, dar nu era încă pandemie, nu se cunoștea de instruirile astea online și așa mai departe. Dar se poate noi, fără frecvență, să... Dar el, nu, doamnelor, să veniți la mine, să scriți să vă doară cotul, să treacă pe aici informația. Și într-adevăr, informația merge în coace și merge în coace și atunci mai bine se depozitează și omul se dezvoltă și creierul. Doar știți că orice mișcare făcută cu mâna are reflexie. Exact. Așa că asta e. Am înțeles, dar nu pot să nu vă întreb despre medicii care au un scris așa mai aparte. De ce se întâmplă așa că de cele mai multe ori, noi nu înțelegem nimic din cine a prescris un medic? Vă zic, noi avem așa un banc, adică, vai de mine, este scris de doctor. Așa? Și este scris de doctor chinez. Ah, iată, și după... Adică și mai de rău fapt, ca... E cam aceeași, da, nu înțelegi nici una, nici alta. Deci scrisul are așa o proprietate de a evolua. Uh-huh. Cu cât mai mult scrii, cu atât mișcările sunt mai perfecte, uh-huh, și cele mai mici și minuscule mișcări dispar, uh-huh, pentru că ele devin... Se rotunjesc prea tare, exact, să zicem așa. Ca când nu sunt, uh-huh, necesare. Și de ce e cel mai evaluat scris? Este un scris simplificat la maxim, unde merge doar niște... Și vă zic că eu foarte mult în viața mea am conspectat, să reușim după fiecare lector de la universitate să scriu conspectul de plin, nu făceam abreviaturi, nimic. Dar ca să înțeleg ce am scris, trebuie să-mi amintesc ce am auzit. Fiindcă nici scrisul meu s-o supraevaluează. Vă închipuiți medici cât de mult scriu. La dânsii, din păcate, acum este și la calculator, în loc să atragă atenția persoanelor, da, care vin pacienților, îi scriu și la calculator și teribil. Plus în cărticica medicală sau cum se numește fișa medicală, îi mai scriu încă cu mâna. Mm-hmm. Și respectiv, asta este evoluție naturală a scrisului, el nu degradează. Da, noi putem să-l privim ca unul degradat, dar nu, el este supraevoluat. Uh-huh. Când deja mișcările simplifică la maximum. Iată, am înțeles. Iată din ce cauză medicii scriu așa. Am înțeles. Așa. Și totodată vreau să vă întreb despre această digitalizare foarte activă în ultimii ani. Ce șanse are scrisul de mână? Adică, cum vedeți situația peste 10-20 de ani? Da, totuși n-aș vrea să-i bucur pe cei care mizează că nu vor putea fi identificați, fiindcă noi deja avem metodici de identificare a semnăturilor digitale. Uh-huh. Am în vedere nu a semnăturilor electronice, să nu se încurce. Semnătura digitală care se execută cu iPad-ul, da? Uh-huh. Cu iPad-ul pe iPad, da, unde tot sunt niște mișcări, doar că aceste mișcări nu sunt făcute cu tradițional, cu pix, pe hârtie, cum noi de obicei înțelegem. Uh-huh. Da? Și avem respectiv și metodici de examinare a obiectelor scrise în copii, uh-huh, adică care sunt scanate, transferate dintr-o parte în alta. Așa că, din perspectiva criminalisticii, vreau să zic că noi ne dezvoltăm odată cu societatea și respectiv ce se cere de la noi de procesul judiciar, noi ne străduim să facem față și să răspundem, să facem investigații și să putem oferi procesul judiciar un suport cât mai bun, cât mai, uh-huh, productiv pentru descoperirea crimelor cu ajutorul științei. Uh-huh. Însă dacă să luăm pe partea social-umană, eu cred că ne așteaptă o degradare în general a personalității, care și se resimte,
Deja. Fiindcă nu numai scrisul, dar știți că nici nu se învață poezii, nici nu se studiază matematica, fiindcă tot se utilizează calculatorul, tablița mulțării, nu mai știi în persoanele nimeni, nimic. Și ne așteaptă o degradare, dar iar din nou, că până la un anumit nivel, când o să resimtă necesitatea, ori o să fie, să zicem, un refuz de lucru a tehnicii de calcul și o să fie nevoie să-și amintească și iar din nou să apară învățători de caligrafie și așa mai departe. Și asta e dezvoltarea istoriei. Noi am nimerit pur și simplu în timpul ăsta când vedem spre discensiune. Sau cum până la urmă totul depinde doar de noi, de părinții în mare parte și eu mă bucur că totuși se mai pune încă accentul pe scrisul caligrafic. Noi vă mulțumim pentru aceste informații. Într-adevăr, am aflat și eu multe lucruri noi, dar și telespectatorii noștri. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi.